CSE Universitatea Craiova întâlnește duminică la Pitești formația FC Viitorul Constanța în penultima etapă din campionat. Albalbaștrii sunt mai mult cu gândul la partida cu FC Voluntari din Cupa României. Astfel, la partida cu Viitorul, formație implicată în lupta pentru titlu, în echipa de start a Craiovei este posibil să apară mai mulți jucători tineri. Meciul cu Viitorul, meci foarte important pentru noi, mai ales pentru suporteri. Meciul cu Steaua, un rival de tradiție, iar meciul vital sau nu știu, cel mai important de cele trei este returul semifinalei din Cupa României, pe care vrem să le câștigăm. Sigur că și până acum am apelat sau fac parte și pregătesc cu noi câțiva dintre cei mai buni juniori. Am apelat la serviciile lor în ultima perioadă, la una dintre ei. Și acum mai vedem pentru meciul ăsta dacă mai fi nevoie. Suporterii Craiovei le-au cerut jucătorilor pe rețelele de socializare să piardă meciul cu Viitorul pentru ca gruparea bucureșteană FCSB să nu devină campioană. Andrei Dumitraș spune că CSU va aborda fiecare meci la victorie. Vă dați seama, este foarte important. Suporterii au fost alături de noi la fiecare meci, ne-au susținut necondiționat. Ne pare rău că ultimele rezultate nu au fost pe placul lor și noi suferim alături de ei. Ultimul meci. Dar noi suntem Universitatea Craiova, nu ne gândim să intrăm pe teren și să pierdem un meci. Noi ne dorim să abordăm fiecare meci la victorie și sperăm ca ei să fie alături de noi și să ne susțină. Nu cred că o victorie i-ar deranja foarte mult dacă noi am bate în meciul de duminică. Unul dintre tinerii care ar putea juca titular cu Viitorul este Radu Bârzan. Acesta are mai mulți idoli în rândul fostelor glorii ale Craiovei. Ce idol ai la Craiova? Vă dați seama, jucătorii tehnici, genul de jucători care fac spectacol. Balaci, domnul Ilie Balaci, Sorin Cârțu. Aș fi foarte fericit, vă dați seama, pentru asta mă pregătesc, dar vreau să iau treptat totul. Nu mă gândesc să trec deja la titular sau dacă trec, mă gândesc numai să fac treaba cât mai bine. Dacă va câștiga meciul cu CSE Universitatea și pe cel din ultima etapă, Viitorul Constanța va deveni în premieră campioana României.